включи. Включить оставить, да? Да. Все, все, пока я не говорю. Если что, вот здесь красным тоже видится. Onorată asistență, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor! Bun venit la ediția 16-a a Conferinței Internaționale Științifico-Practică Creștere Economică în Condițiile Globalizării. Conferința ce își începe astăzi lucrările este un eveniment important în activitatea științifică atât a Institutului Național de Cercetări Economice, cât și întregii comunități academice. Anual, în cadrul acestui forum științific, sunt dezbătute cele mai actuale probleme cu care se confruntă societatea în domeniile economic, social și demografic. Obiectivul declarat este de a reuni comunitatea academică, cercetători, economiști practicieni, factorii de decizie pentru un schimb de idei și opinii, împărtășirea experienței, dar și pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor în mai multe domenii ale științei economice și sociale. Cu deosebită plăcere salut reprezentanții factorilor de decizie, Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanții institutelor de cercetare și universitare din țară și de peste hotare. În anul acesta, pentru a participa la conferință, s-au înregistrat circa 150 de cercetători, inclusiv din Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Polonia, Estonia, Belarus, Bulgaria, Turcia și Azerbaidjan. Evident că experiența conferințelor online a extins area geografică a participanților. Conferința noastră fiind organizată în format, în format mixt, o parte din participanți sunt conectați la distanță prin platforma Zoom. Conferința Creșterii economică în condițiile globalizării promovează schimbul de opinii dintre tineri cercetători și savanții cu experiență, facilitează consolidarea legăturilor între știința economică și practică. Sunt ferm convinsă că forumul științific organizat astăzi va contribui la îmbunătățirea procesului de cercetare, crearea stimulentelor pentru continuarea muncii fructuoase. Cercetarea și educația sunt locomotive ale dezvoltării socioeconomice sustenabile și în acest context avem cu ce să ne mândrim. Institutul Național de Cercetări Economice pe parcursul activității sale a fost și este un partener al Guvernului care a oferit studii complexe privind diferite aspecte ale dinamicii economice, sociale și demografice ale Republicii Moldova. La ora actuală, intensificarea cercetărilor economice și sociale este tot mai imperativă. Schimbările survenite în relațiile economice internaționale, progresul tehnologic accelerat, competiția tot mai acerbă, dar și șocurile provocate de factori diversi necesită identificarea unor soluții inovatoare privind asigurarea creșterii economice și bunăstării populației. Noile provocări existente pentru Republica Moldova în contextul conflictului armat în țara vecină și a crizei economice prezintă riscuri și amenințări care necesită acțiuni specifice pentru a le identifica și a le atenua. Totodată, integrarea în spațiul european deschide noi oportunități pentru domeniul de cercetare. Republica Moldova a obținut dreptul de participare la programul Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare, Orizont Europa, similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Acest fapt permite comunității științifice din Republica Moldova să participe ca partener egal la toate concursurile anunțate în cadrul programului. Sper că în viitorul apropiat ne vom bucura cu rezultate remarcabile facilitate de aceste oportunități, iar acest forum științific va contribui la formarea de noi relații academice, grupuri de cercetare și proiecte noi. Onorată asistență!
Mulțumesc că ați dat cursul invitației noastre și declar conferința internațională științifico-practică creșterea economică în condițiile globalizării deschisă. Pentru un cuvânt de salut, invit pe domnul profesor, membru corespondent al Academiei de Științe, rector al Academiei de Științe de Studii Economice din Moldova, președinte al Comitetului Științific și Organizatoric al Conferinței, domnul Alexandru Stratan. Stimată doamnă director, mult la colegi, stimată doamnă secretar general a Academiei de Științe a Moldovei, doamnă director Valentina Vasile, Institutul Economiei Naționale Academiei Române, domnul membru titular Academiei de Științe Tehnice Tiseleanu, onorată asistență. Îmi face o deosebită plăcere și vorbesc astăzi nu numai în calitate de un simplu participant al conferinței, vorbesc astăzi și în calitate de o persoană care împreună cu dumneavoastră, timp deja de mulți, mulți ani am construit pe această platformă a Institutului un eveniment și l-am edificat ca o platformă, ca o punte de discuții foarte și foarte important pentru ceea ce înseamnă cercetare, pentru ceea ce înseamnă educație și inovare, pentru ceea ce înseamnă rezultatele și implementarea rezultatelor științifice și am o profundă și emoție, dar și mândrie. Și mă bucur foarte mult să văd în sală colegii care pe parcursul, niciodată nu să mă repet, multor toamne sau la mijloc de toamnă, de fiecare dată ne adunam în această sală pentru a cântări, a pune pe cântar niște roade ale rezultatelor științifice timp de mai mulți ani sau un an de zile, în speță rezultatele proiectelor științifice, rezultatele colaborărilor științifice pe care le-a avut și le are Institutul cu mulți alți colegi în țară și de peste hotare. Deci acesta este, în primul rând, important prin faptul că ceea ce s-a produs, ceea ce se produce, din câte cunosc, pe bună dreptate, nu rămâne pe masa sau nu rămâne în sertarele cercetătorilor ince, dar sunt puse pe masa aceste rezultate, pe masa factorilor de decizie și prin asta se asigură cât de cât un suport bun științific în vederea luării acestor decizii de calitate pentru, ca ultima instanță, țara, societatea și instituțiile noastre și domeniul nostru al cercetării, inovării să prospere și să trăiască mai bine. Și de ce spun acest lucru? Pentru că l-avem prezent în calitate de oaspete și pe președintele Consiliului Directorilor Institutului de Cercetare, domnul profesor Juc, care pe bună, eu știu, dreptate, poate o să mă susțină și o să ne spună foarte clar că noi activăm în condiții și incerte, noi activăm în condiții de constrângere și financiară, noi activăm și în condiții în care nu este clar cum rezistăm atunci când finanțarea per cap de cercetător este de 10 de ori mai mică ca în media Uniunii Europene. Nu înțelegem cum ajungem la rezultate bune prin faptul că finanțarea instituțională, practic, este derizorie și am rămas doar la finanțarea deci prin proiecte. De aceea, să știți, dragii mei colegi, că este deja un rezultat foarte bun când noi dăm dovadă de durabilitate și sustenabilitate și în organizarea acestei platforme în continuare și am ferma convingere că mai departe, în comun, cu eforturi conjugate, vom fi în stare să dezvoltăm și să invităm, așa cum am făcut-o până acum, colegii, partenerii noștri, ca să punem, eu știu aici, începuturile sau inițiativele în continuare unor dezbateri științifice, să ne schimbăm unul cu altul cu experiența, să vedem care sunt bunele practici atât în țara noastră, cât și în peste hotare sau în regiune, astfel ca să prosperăm și să asigurăm cumva o dezvoltare în continuare și a domeniului cercetării inovării, dar și în speță a colectivului dumneavoastră. În altă ordine de idei, vreau să menționez că atunci când vorbim despre creșterea economică în condițiile globalizării, tot timpul ne punem întrebarea care este gradul de dezvoltare și al economiei Republicii Moldova. Și aici suntem cu toții economiști, cred că în multe
noutăți nu o să spunem, dar trebuie să repetăm de fiecare dată că datorită faptului că am pierdut foarte mult timp în anii precedenți, ori avem, bine, suntem și o țară tânără, 31 de ani de independență, dar tot timpul atunci când trebuiau efectuate la timp niște reforme, cumva s-a tărăgănat, factorii de decizie sau au eșuat, sau au avut frică să implementeze și noi astăzi am rămas foarte mult timp în urmă, atât pe dimensiunea sectorului și economic și, dacă să divizăm deja, și energetic și suntem vulnerabili la diferiți factori interni și interni, crize peste crize, pandemice, economice, ba mai mult sunt factori care ne influențează. Și în momentul în care nimic nu depinde de noi, și aici mă refer și la această insecuritate regională, și de aceea revine o misiune foarte clară pentru noi și ne vine în continuare o misiune foarte clară să fim capabili să propunem și să aducem acele sugestii și să punem pe masa celor care conduc diverse sectoare în economie după specializare cele mai bune practici, cele mai bune inițiative și propuneri ca să remediem cumva și să accelerăm procesul de creștere în Republica Moldova. Pentru că astăzi, dacă să facem o concluzie generală, cu regret trebuie să spun încă o dată, aș cataloga evoluția ritmului economiei naționale ca unul așa lent, ritmurile de creștere de la deceniu, deci la deceniu actual față de deceniu precedent sunt deci mai mici. Deci avem foarte mult de lucru. Deci cercetări, inovări, nouă în ansamblu, ne revine o misiune foarte, foarte importantă. Și, desigur, trebuie să menționăm faptul că această conferință a adunat, a încercat să adune și văd că avem și participare, da, internațională, la fel a încercat să adune și cele mai, cumva, așa, mai lucide și bune, deci minți în diverse domenii ale economicului. Ori noi ne ocupăm aici de cercetări demo-socio-economice. De aceea, doar câteva cuvinte vreau să le spun și participanților și celor care ne aud și sunt cu noi de peste hotare. Distinguished guests and participants, I am very glad to see all of you once again. From year to year we are gathering together at this event in order to share some of our findings, in order to exchange and our experience and to try to bring our findings all together in order to suggest and to propose to the decision-making factors the best solutions in order to make our life better. And to this end, your experience and your contribution is very valuable. And I thank you once again for your efforts, for your time and for your contributions in order to develop this platform of this conference for the 16th edition in a row. I am welcoming you again this year, wishing you either a good stay physically in Moldova or a virtual stay in Moldova with us during these 2 days and hope to see you many, many years ahead. Thank you very much. Dragi colegi, încă o dată am deosebită plăcere din numele colectivului Academiei de Studii Economice să vă aduc saluturile colegilor noștri care la fel nu de mult am organizat și noi o conferință și au fost prezenți, nu mai facem aici deosebire, au fost prezenți și inceiști și asemiști care, de siguranță, de la anul nou vor constitui cea mai bună familie economică, științifică și educațională în această țară. La mulți ani și să ne fie de bun augur! Ne bucurăm astăzi de prezență în sală a doamnei Liliana Kondratkova, doctor habilitat, secretar general al Academiei de Științe a Moldovei. Vă invit, doamna Kondratkova, pentru un cuvânt de salut. Onorată asistență, mă bucur să vă revăd în această sală, fiindcă anul trecut, când ați făcut Institutul Național de Cercetări Economice, a avut un jubileu de 75 de ani și ați avut și o conferință jubileară de 15 ani. Acum văd că situația este spre bine, este cel puțin la nivelul anului trecut, fiindcă aceeași sală plină, aceeași participare pe care o vedem, aceea internaționalizare a științei pe care o vedem din partea Institutului, dar și a partenerului său, Fidel, Academiei de Studii Economice.
domnul director a zis că pentru voi economiști este foarte clar, pentru mine este mai puțin clar, eu am făcut mai mult istoria economiei, dar și asta nu mă încurcă de a veni cu un mesaj din partea Prezidiului Academiei de Științe pentru realizările pe care le aveți. Felicit organizatorii și felicit pe participanții, pentru că văd că aveți un areal foarte vast, atât tematic cât și geografic, pe care este prezentat la această conferință. Felicit pe toți cu cea de-a 16-a ediție a conferinței, dorindu-vă să ajungeți la majorat și să ne revedem sănătoși pentru cea de-a 18-a ediție, atunci când o să aveți un anumit majorat al acestei conferințe. Conferința de astăzi este un bun prilej pentru a puncta și mai multe probleme pe care sunt în domeniul economiei, în domeniul demografiei, fiindcă aveți mai multe compartimente cu care se dezvoltă această instituție și totodată este o bună posibilitate de a atrage atenția autorităților centrale asupra problemelor cu care se confruntă societatea noastră. Conferința de astăzi cred că este și un prilej de a spune că cercetarea, știința sunt întotdeauna pentru pace și întotdeauna au spus un nu ferm războiului, fiindcă rezultatele cercetărilor trebuie să fie puse în beneficiul societății pentru a se dezvolta, pentru a prospera și nici de cum pentru a se pentru a distruge. Totodată vreau să menționez contribuția Institutului Național de Cercetări Economice, mai ales în determinarea și identificarea problemelor stringente, cum ar fi cele de ordin economic și cele de ordin demografic, pe care le-ați reprezentat în raportul asupra stării științei, fiindcă contribuția cercetătorilor, contribuția și membrilor Institutului care se află în componența secției științe sociale, economice, umanistice și arte, sunt foarte importante. Iar prin cele două probleme pe care le-am identificat acum de comun acord în raportul asupra stării științei, practic ați dat niște cuvinte cheie, niște repere de dezvoltare pentru viitor, eventual și pentru viitoarele programe de stat, pentru viitoarele probleme care ar putea să fie. Deci problemele economice, problemele demografice sunt atât mai stringente, mai ales la ziua de astăzi, fiindcă o dezvoltare economică pertinentă, nu și o dezvoltare a societății, nu poate fi fără o dezvoltare economică stabilă, pe care noi toți ne-o dorim și pe care putem să o realizăm doar în timp de pace. Mă bucur că ceea ce faceți astăzi se proliferează și în materialele pe care le aveți, atât a conferințelor, cât și a edițiilor, buletinilor pe care le reeditați cu regularitate, dar și a tuturor rezultatelor, cercetărilor pe care le concentrați atât în articole pe care le publicați în revista Academos, atât în revistele pe care le editați atât la SEM cât și la INCE, dar și în publicațiile de alt ordin care vin și au și o valoare nu atât științifică, dar și valoare practică și care de fiecare dată vin în suportul cercetătorilor de diferite domenii. Folosesc această tribună încă o dată pentru a veni cu mesajul din partea Prezidiului Academiei de Științe de a vă felicita și a vă dori bun succes participanților la conferință, totodată invitându-vă și pe această cale la expoziția pe care dorim să o organizăm pe data de 10 noiembrie pentru a ne pune în valoare realizările noastre de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, spunând încă o dată că știința în toate domeniile de competență este pentru pace. Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim realizări frumoase pe durata acestei conferințe și pe durata altor evenimente pe care le organizați de comun acord atât Institutul Național de Cercetări Economice, cât Academia de Studii Economice, cât și toate organizațiile din domeniul cercetării și inovării care conex au legătură atât cu economia cât și, cât și demografia. Felicitări! Mulțumim, doamna Liliana Kondratikova, pentru aceste felicitări și urări de bine. Invit cu un cuvânt de salut pe domnul membru titular al Academiei Tehnice din România, domnul profesor George Tișeleanu.
Bună ziua, domnule rector, domnilor profesori, cercetători, participanți la această foarte interesantă conferință. Eu personal cred că mă găsesc la a 11-a, 12-a prezență la această conferință organizată de Institutul Național de Cercetări Economice. Aș dori în acest an să prezint salutul Academiei de Științe Tehnice din România, al membrilor Academiei, a domnului președinte Mihai Mihăiță și al meu personal. An de an, generație după generație, cercetătorii care lucrează în domeniul economiei și al gestiunii întreprinderilor sunt orientați să-și dirigeze eforturile către cercetarea științifică capabilă de o mai bună înțelegere a lucrurilor prin explicarea modalității cele mai convenabile de tratare cu rigurozitatea fenomenelor din ce în ce mai complexe care se manifestă la nivelul statelor, a instituțiilor, precum și a activităților economice. Obiectivul este acela de asimilare a voinței și activității de necesității de a produce schimbarea lucrurilor ostile în aceea a convertirii spre normalitate între membrii societății noastre și care în final să genereze o schimbare în bine a lumii în care trăim. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică sunt principalele activități creatoare și generatoare de progres economic și social. Ea reprezintă inima economiei bazată pe cunoaștere, factorul cheie al dezvoltării într-un ritm accelerat. Obiectivul de țară este acela al identificării unui loc cât mai favorabil în noua diviziune internațională a muncii, de a fi pregătită pentru schimbările la care trebuie să facă față societatea. Știința contemporană se caracterizează prin dezvoltarea accelerată, caracterul multidisciplinar, aplicarea cât mai rapidă a cunoștințelor științifice, tehnologii bazate pe știință, integrarea activității de cercetare științifică cu activitățile de educație și de instruire, respectiv de transfer de tehnologii și inovații, creșterea efortului uman și material necesar pentru rezolvarea problemelor științifice și tehnologice majore, impune o intensă colaborare internațională. Astfel, așa cum spunea Joseph Stiglitz, remarca faptul că experiențele țărilor în procesul tranziției reprezintă cele mai importante experimente economice și sociale, dintre care cele care s-au realizat vreodată, iar acestea ar trebui să constituie o oportunitate de studiu pentru cercetători, pentru a înțelege reforma și a adânci cunoașterea economică, în beneficiu atâtor țări care așteaptă încă beneficiile dezvoltării. Una din cele mai importante probleme ale înțelegerii procesului de tranziție și aceea de a defini rolul științei în acest proces este problema de a identificată și de Stiglitz, care își arată îngrijorarea față de scăderea bugetului destinat cercetării, considerând cercetarea ca fiind principalul suport al tranziției și al luptei împotriva sărăciei. Așadar, cred că rolul celor implicați în cercetare este și nu doar efectul imediat al cercetării, dar și a putea, să spunem așa, a face lobby și a demonstra necesitatea cercetării, importanța cercetării pentru dezvoltarea țărilor, pentru a oferi cu atât mai mult țărilor în curs de dezvoltare o soluție mai bună pentru un trai mai bun pentru întreaga societate. Vă mulțumesc! Domnul profesor, vă mulțumim pentru acest mesaj important și sperăm că conferința noastră astăzi va veni cu unele propuneri importante, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea științei economice, sociale și demografice. Invit la tribună pe colegul nostru, director Institutului de Cercetări Politice, Juridice, Politice și Sociologice, doctor habilitat în politologie, președinte al Consiliului Directorilor a Institutelor de Cercetare, domnul Victor Juc. Stimată doamnă director, stimate domn rector, onorată și distinsă asistență,
Dați-mi voie să vă prezint cele mai înalte salutări și cele mai calde felicitări din numele Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare și a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Eu sunt sigur că pe calea online mai mulți colegi vor participa la acest for de o mare importanță științifică, deoarece pune în valoare probleme de importanță și de cuvalențe aplicative. Eu constat, fiind mai aproape de științele politice, că elitele guvernante din Republica Moldova, indiferent de coloratura lor politică, subapreciază, fie din ignoranță, fie din necunoaștere, rezultatele obținute de oamenii de știință. Și acest for de tradiție a 16-a ediție este o fericită ocazie pentru ca oamenii politici, oamenii din administrație să înțeleagă. Politicile de stat trebuie să fie fundamentate științific. Altfel, noi vom continua să naufragiem mai departe în acea mlaștină pe care o numim tranziția de la spre ce. Este foarte îmbucurător că Republica Moldova a primit statutul de țară candidat, dar dacă politicile de stat nu vor fi promovate și implementate bazându-se pe rezultatele științifice, atunci va fi foarte dificil pentru Republica Moldova de a obține acele ținte pe care și le-a propus. Este important ca la rândul lor și oamenii de știință să demonstreze că institutele merită în continuare să existe, deoarece aduc plus valoare, iar necunoaștere sau ignoranță sau reavoința nu trebuie să contribuie sau să fie determinante în hotărârea soartei institutelor de cercetare, implicit și a oamenilor de știință. Eu cu mare plăcere voi asista online la acest for, pentru că sunt foarte multe probleme de actualitate și importanță de care sunt personal interesat. Felicitări și noi realizări pe tărâmul dezvoltării științei. Mulțumesc! Profesor, vă mulțumim. Într-adevăr, acum suntem într-așa situație că știința este foarte vulnerabilă și sperăm că toți împreună o să facem față provocărilor prin care trebuie să trecem, având în vedere aceste reforme care au fost inițiate. Sperăm că Republica Moldova în continuare va avea un potențial științific important și ceea ce a fost realizat până acum va avea o dezvoltare fructuoasă în viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvinte de salut și pentru aceste urări și începem ședința plenară cu prezentarea rapoartelor. Eu sunt prim raportor. Vă rog, Alexandru, să mă ajutați, da. Raportul meu are denumirea Conturile naționale de transfer pentru Moldova, estimările profilului de vârstă ale consumului și veniturilor din muncă. Eu am pregătit slide-urile în limba engleză, dar voi vorbi în limba română. Această temă, care se referă la conturile naționale de transfer, unește domeniul economic cu cel demografic. Și autorii acestei lucrări sunt eu și colegul nostru, economist Valeriu Prohnițchi, care a realizat calcule conturilor naționale de transfer pentru Republica Moldova.
Ce prezintă această temă, această metodologie a conturilor naționale de transfer? Metodologia este un sistem modern de estimare a balanțelor intergeneraționale în cadrul sistemului conturilor naționale, care a fost dezvoltată de americanii demograful Ronald Lee și economistul Andrew Mason. Această metodologie a luat, deci elaborarea acestei metodologii a luat start în anii 2000 în cadrul unui proiect internațional foarte mare. Către anul 2022 acest proiect deja unește circa 95 de țări din lume. Există și un site a conturilor naționale de transfer, National Transfer Account, care prezintă metodologie de calcul a conturilor naționale de transfer, publicațiile, precum și date pentru diferite țări. În cadrul 17th Framework Program, în anii 2014-2017, a fost realizat și un proiect HNTA, adică au fost elaborate conturile naționale de transfer pentru țările din Europa. Moldova s-a aliniat la acest proiect în anul 2016 cu suportul financiar al Fondului ONU pentru Populație. Am avut posibilitate să avem și cursuri de instruire din cauza că elaborarea acestor conturi este destul de complexă și necesită urmărirea acestei, respectarea acestei metodologii care a fost propusă de Ronald Lee și Andrew Mason. De ce sunt foarte importante conturile naționale de transfer pentru analiza macroeconomică și prognoza? Conturile naționale de transfer măsoară aspectele ce țin de comportamentul economic specific vârstei, în particular reflectă generarea veniturilor, distribuirea veniturilor dintre diferite grupuri de vârstă în cadrul populației, consumului și deci economisirilor care pot fi făcute de populație. Adică vârsta este un factor determinant al comportamentului economic și cunoaștem foarte bine că ciclul economic de viață poate fi privit din punct de vedere al diferitor faze a cursului de viață. Populația în vârstă aptă de muncă sunt acei care produc bunuri și care contribuie la formarea fondurilor publice, pe când două categorii, populația tânără și vârstnicii, sunt acei indivizi care consumă mai mult decât produc. Și este foarte important ca în condițiile schimbărilor demografice să fie urmărite aceste schimbări în raportul dintre trei grupe de vârste, deci populația în vârstă aptă de muncă, tinerii și vârstnici, precum și deci, comportamentul lor economic, influența comportamentului economic asupra dinamicii economice. Categoria. Deci aceste transferuri sunt numite transferuri intergeneraționale din cauza că prin aceste fluxuri dintre diferite generații, dintre tineri, populația în vârstă aptă de muncă și populația în vârstă. E clar că această diferență dintre consum și producerea și veniturile de muncă poate fi finanțate prin diferite transferuri, transferuri de la părinți la copii sau transferuri publice, de exemplu, prin pensii, prin asigurarea financiară de către stat a educației sau prin redistribuirea veniturilor din proprietatea privată. Am menționat că conturile naționale de transfer unesc aspectele economice și aspectul demografic.
Dacă privim situația demografică în Republica Moldova, cunoaștem foarte bine că începând cu anul 1999, numărul populației Republicii Moldova este în continuă scădere și totodată se observă tendința constantă de îmbătrânire a populației. În anul 2021, numărul populației a constituit, s-a redus, de fapt, până la 2.597.000 de locuitori, populația în vârstă de 65 ani și peste constituind 15% în totalul populației. Pe slide puteți vedea această piramidă pe vârste și sexe care prezintă toate generațiile care sunt în viață, deci populația Republicii Moldova. Vedem că în prezent, deci vârful acestei piramide care prezintă populația în vârstă încă este subțire, dar peste câțiva ani generațiile numeroase care sunt acum în vârstă de 50 de ani, între 50 și 60 de ani, degrabă o să ajungă vârstele mai înaintate. Până când în anul 2021 populația în vârstă aptă de muncă prezintă o proporție destul de înaltă, peste 60%. Totodată se observ și unele schimbări la nivel de bază a piramidei, deci populații de vârste tinere sunt tot mai mici și se observă o scădere continuă a numărului de nașteri. Dacă în anul 2010 numărul anual de nașteri în Republica Moldova a constituit circa 40.000 de nou născuți, în anul 2021 deja mai puțin de 30.000. Totodată, care sunt perspectivele? Prognoza demografică care a fost elaborată în cadrul Centrului de Cercetări Demografice până în anul 2040 demonstrează că declinul populației va continua și către anul 2040 numărul populației poate să scadă până la 1.754.000 sau, dacă se va reduce migrația, până la 2.094.000. Totodată se observă o creștere semnificativă a proporției populației vârstnice în totalul populației. Vedeți că vârful piramidei populației în vârstă este destul de solid, pe când baza piramidei este îngustă. Totodată profilul piramidei obține o formă a unei clepsidre, din cauza că observăm în ultimii ani migrație intensă a populației tinere și către anul 2040, cei care o să fie în vârstă de la 30-40 de ani, vor constitui circa 8% în ansamblul populației. Totodată, în anul 2040, fiecare al doilea locuitor al Republicii Moldova va fi în vârstă de 50 de ani și peste. Deci avem o schimbare dramatică în structura populației. Cel mai important aspect este acest raport între populația tânără, populația în vârstă aptă de muncă și populația vârstnică. Evident că apare întrebarea privind asigurarea consumului, în special a persoanelor în vârstă, și asigurarea condițiilor decente de trai. Aceste schimbări, evident că necesită elaborarea unor măsuri de atenuare a efectelor negative ale îmbătrânirii demografice și declinului populației. Și în acest sens, conturile naționale de transfer prezintă acel instrument care permite de a percepe mai bine schimbările survenite și totodată având o serie de date pentru conturile naționale de transfer pentru mai mulți ani, vom avea posibilitate și să măsurăm impactul factorului demografic asupra dinamicii economice. Care a fost baza pentru elaborarea conturilor naționale de transfer, baza statistică? Vreau să menționez că a fost elaborată doar o serie pentru anul 2019, care este bazată pe datele privind populația cu reședință obișnuită. Cunoașteți foarte bine că până în anul 2014 avem populația care include și migranții care lipsesc în țară mai mult de 12 ani. Doar din 2014 încoace avem deja o statistică mai veridică cu privire la populația rezidentă și structura acestei.
acestea. Deci, pentru elaborarea conturilor naționale de transfer pentru anul 2019, ca macroindicatori au fost folosite informații din sistemul conturilor naționale, care sunt disponibile pe site-ul Biroului Național de Statistică, datele despre bugetul național din BUST, deci cheltuielile publice care au fost oferite de Ministerul Finanțelor, deci datele privind taxele, datele băncii naționale, deci balanța de plăți. Totodată, profilul pe vârstea a conturilor naționale de transfer se bazează pe datele cercetării gospodăriilor casnice. Deci, indicatorii macro au fost uniți cu indicatorii micro. Totodată au fost folosite și datele cercetării anchetei forței de muncă. Aceasta, am să trec la un pic, la un grafic, ca să fie mai clar, că văd că foarte multe teorie și înțeleg că tematica este destul de complicată. Pe acest grafic puteți vedea distribuția pe vârste a veniturilor din muncă și consumului. Cu linia roșie, deci este prezentată curba veniturilor din muncă și cu linia verde consumul. Categoria principală a conturilor naționale de transfer este deficitul ciclului de viață, care prezintă diferența din volumul consumului și veniturile din muncă. Vedem, acest grafic ne arată că surplus de venituri se formează în Republica Moldova într-o perioadă foarte scurtă, când populația este în vârstă de la 30 până la 48 de ani. Adică pe acest grafic, pe axă avem vârsta populației și pe axa Y avem valori, deci în mii, veniturile din muncă sau consumul. După cum menționat, deci tinerii și persoanele în vârstă sunt categoriile la care consumul este mai mare decât veniturile de muncă și acest deficit trebuie să fie acoperit sau prin redistribuirea veniturilor în cadrul gospodăriilor casnice sau prin transferuri publice, pensii, cheltuieli care sunt acordate de stat pentru diferite categorii de populație. Deci avem un surplus foarte mic. În alte țări, această perioadă când se formează surplusul este cu mult mai mare, deci în Republica Moldova doar 19 ani, media pentru Uniunea Europeană constituie în jur de 30 de ani. Deci avem un deficit care trebuie să fie acoperit, cum am menționat, prin transferuri publice, prin transferuri private sau prin redistribuirea veniturilor din proprietate. Graficul acesta prezintă datele per capita, da, putem să vedem că veniturile populației, veniturile din muncă sunt destul de modeste, deci per capita pentru anul 2019, de exemplu, maximum, deci veniturile maxime sunt înregistrate la populația în vârstă de la 30 până la 45 de ani și care înregistrează în jur de 85.000 de lei anual. Totodată, cheltuielile, consumul este tot destul de ridicat, în special la vârstele tinere de la 20-30 de ani, este evident în această perioadă, deci tinerii își formează familiile și sunt cheltuieli tot mai mari în această perioadă. Cu înaintare în vârstă, consumul un pic scade, dar totuși este destul de înalt. Și acest grafic care, deci grafic din... Din dreapta prezintă valorile agregate, valorile agregate care depind de numărul populației
în fiecare vârstă. Dacă vom avea creșterea numărului populației de vârste înaintate, evident că consumul agregat al populației în vârstă aici o să crească. Și dacă o să fie în descreștere proporția populației în vârstă aptă de muncă, va fi în descreștere și veniturile din muncă. Deci, încă o dată subliniez că categoria principală a conturilor naționale de transfer este deficitul ciclului economic de viață, deficitul sau surplusul încă care putem observa în înregistrarea datelor. Veniturile de muncă. Deci veniturile la nivel global au fost estimate la 114 miliarde, aproximativ 114 miliarde de lei. Deci cum au fost calculate? Aceste venituri includ veniturile din muncă în Republica Moldova, circa 80 de miliarde de lei, și totodată în veniturile din muncă au fost incluse și veniturile ale migranților circulari, care lucrează peste hotare mai puțin de 12 luni, și veniturile din autoocupare. Puteți vedea după aceste cifre că veniturile din migrație circulară, precum și veniturile din autoocupare, prezintă o pondere importantă în totalul veniturilor din muncă, aproximativ 30%. Consumul. Consumul prezintă două componente. Deci consumul public, care se estimează la în jur de 32 miliarde de lei, și consumul privat, care este mult mai mare, circa 150 miliarde. Adică din aceste două cifre putem observa că raportul dintre consum total și veniturile de muncă, deci este în nu este în favoarea veniturilor din muncă. Și consumul privat este cu mult mai înalt decât consumul public. În acest tabel sunt prezentate datele agregate ale conturilor naționale de transfer și estimarea deficitului ciclului economic de viață. În anul 2019, ciclul economic de viață a constituit 67,5 miliarde de lei. Deci, evident că acest deficit trebuie să fie acoperit prin diferite surse. Consumul, după cum am menționat, a constituit circa 182 miliarde, consumul, deci veniturile de muncă 114, și totodată putem observa transferurile, aceste transferuri care au acoperit deficitul ciclului economic de viață. Transferuri publice au constituit 2,8 miliarde lei, deci transferuri private 19 miliarde de lei, și realocările din proprietatea privată 45 miliarde de lei. Dacă comparăm deci această cifră 67,6 miliarde de lei, această cifră constituie 59,1% în totalul veniturilor din muncă. Deci este o sumă, este un deficit destul de înalt, sau 32,1% în raport cu venitul național, cu PIB-ul. Deja am menționat că diferența, acest surplus de venituri din muncă, se formează într-o perioadă foarte scurtă. Putem să observăm transferurile publice și cum sunt repartizate pe vârste. Din dreapta avem per capita și din stânga valorile agregate. Vedeți că cele mai mari transferuri publice se fac pentru populația tânără, anume pentru educație, de la 0 până la aproximativ 25 de ani, și pentru populația în vârstă, deci transferuri publice care prezintă pensii. La nivel agregat,
De asemenea, se evidențiază aceste cheltuieli care sunt destinate populației tinere și transferuri curente pentru populație în vârstă. Se observă o creștere, o curbă, observăm a unor transferuri publice care sunt făcute pentru populația de la 20 până la 40 de ani. Este vorba de alocațiile statului pentru maternitate destinate creșterii și educației copiilor. Dar dacă facem compararea cu acea piramidă pe vârste și sexe care am prezentat inițial și schimbările care se așteaptă în deceniile următoare, putem să așteptăm că aceste transferuri pentru populația în vârstă la nivel agregat o să crească semnificativ. Distribuția pe vârste a transferurilor private tot prezintă un interes din cauza ne arată deci cum, care, în ce direcție au loc aceste transferuri. Prin curba aceasta de culoare cafenie avem transferuri care sunt date și prin curba albastră primite. Deci observăm că cei mai transferuri per capita cele mai înalte sunt înregistrate pentru populația tânără și deci pentru transferuri private pentru vârstnicii prezintă un nivel de scăzut. Trebuie să menționăm că vârstnicii practic până la vârsta de 75 de ani și ei sunt donori ai transferurilor publice, transferurilor private, deci să aibă în vedere transferuri în cadrul gospodăriilor casnice. Și la nivel agregat, de asemenea, vedem că acest raport dintre transferuri și deci sursele care sunt primite, acest surplus este foarte, foarte mic. Transferuri private, în acest tabel sunt prezentate transferuri private între gospodăriile casnice. Când s-au calculat transferuri private, s-au luat în vedere două categorii. Transferurile în cadrul gospodăriilor casnice și transferurile între gospodăriile casnice. Deci la acea de-a doua categorie s-au luat în considerare remitențele. Deci aceste transferuri care vin în Republica Moldova de peste hotare. În anul 2019, volumul acestor transferuri a constituit peste 18 miliarde lei. Trebuie să menționez că cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice deci ne permite înregistrarea doar deci primirii acestor remitențe, acestor bani, dar nu putem vedea cum ele se cheltuie în cadrul gospodăriilor casnice. Grafic prezentate transferurile între gospodăriile casnice și în cadrul gospodăriilor casnice arată că deci, recipienții remitenților sunt persoanele în vârstă de la 18 ani plus, deci conform metodologiei conturilor naționale de transfer și adică media per capita constituie în jur de 15.000 de lei anual. Deci este în mediu inclusiv pentru gospodăriile și care nu primesc remitențele. Totodată vedem că profilul transferurilor în cadrul gospodăriilor casnice este un pic diferit, ceea ce observăm deci mai jos de axa X sunt transferurile populației în vârstă aptă de muncă către alte categorii de populație în cadrul populației, în special pentru tineri și deja am menționat că populația în vârstă până la 75 de ani și ei sunt donori pentru aceste transferuri. Acesta este cel mai complicat grafic, dar este prezentarea generală a conturilor naționale de transfer, care arată deci, proporția transferurilor publice, transferurilor private, redistribuirii veniturilor din proprietate între diferite categorii ale populației.
Vreau să menționez că noi lucrăm în continuu asupra metodologiei conturilor naționale de transfer și în prezent am acumulat datele pentru anii 2020-2021, facem și unele ajustări. Am menționat că această metodologie este destul de complexă și necesită și unele modelări în cazul când lipsesc unele date sau presupuneri când, cum pot fi repartizate datele respective. Deci, deficitul ciclului de viață în Republica Moldova în anul 2019 a fost preponderent acoperit prin transferurile publice, adică rolul statului în acoperirea acestei diferențe dintre veniturile din muncă și consumul populației este cu mult mai scăzut. Și am să vă arăt încă un tabel care ne va permite să înțelegem mai bine acest rezultat economic care putem observa din metodologia conturilor naționale de transfer. În acest tabel sunt prezentate, deci este prezentat procentul din consumul pentru diferite grupuri de vârstă, acoperirea lor din diferite surse. Deci pentru toate vârstele, consumul la 62,8% este acoperit din veniturile din muncă, prin transferuri private la 10%, transferuri publice 1,6%, veniturile din proprietate 25%. Vreau să menționez că în conturile naționale de transfer pentru Republica Moldova, venituri din proprietate sunt foarte înalte. Aici mai apare o întrebare, deci această cotă înaltă se datorează faptului că locuința în Republica Moldova este preponderent proprietatea privată și, practic, persoanele în vârstă, deci sunt acei care au case, apartamente, tot în proprietatea privată, dar conform metodologiei conturilor naționale de transfer, deci se calculează că persoana poate să aibă venituri din proprietatea privată, de fapt se atribuie pentru proprietatea privată unele costuri care se egalează cu costurile de dare în arendă a proprietății private. Deci ceea ce se presupune că unele persoane au locuința privată, dar nu înseamnă neapărat că au și un venit banesc din această proprietate. Dacă analizăm rezultatele pe grupe de vârstă, deci pentru tineri, o bună parte, cea mai mare parte a consumului este acoperită prin transferuri private, deci în cadrul gospodăriilor casnice, în cadrul familiilor. Transferuri publice pentru populația tânără constituie 22,7% și acestea sunt legate preponderent cu cheltuielile statului pentru educație. Veniturile din muncă la această categorie sunt foarte mici, doar 4,7%. Populația în vârstă apte de muncă de la 20% până la 60%. Consumul acestei categorii la 90% se acoperă cu veniturile din muncă. Transferurile private sunt cu minus, aceasta înseamnă că această categorie de populație contribuie prin taxe, prin aceste plăți la formarea fondurilor publice, de aceea atât pentru formarea fondurilor publice, cât și pentru formarea fondurilor private la nivelul gospodăriei. De aceea acești doi indicatori sunt cu minus. Totodată, o parte din consum acestei categorii este legată cu venituri din proprietatea publică. Ceea ce este interesant, observăm pentru populația în vârstă, de la 65+, observăm că transferurile publice, deci pensiile, acoperă doar 46,4% din consumul acestei categorii a populației, deci mai puțin de jumătate. Transferuri private doar 6,5%. Adică vreau să subliniez că noi foarte mult în masă media, la nivel de guvern, se vorbește foarte mult că despre îmbătrânirea populației, despre cheltuielile statului pentru menținerea, pentru suportul populației vârstnice.
dar vedem că transferurile publice nu acoperă toate cheltuielile acestei categorii a populației. Totodată, la vârste de 65 plus, încă în volum de 16,4%, consumul acestei categorii de populație este acoperit din veniturile din muncă. Deși observăm un procent ridicat al veniturilor din proprietate, dar așa am zis că mai mult aceste venituri sunt atribuite, dar nu este, încă nu ne-am clarificat în ce măsură putem să le egalăm cu venituri financiare concrete. Și unele concluzii din elaborarea conturilor naționale de transfer pentru Republica Moldova. Prima concluzie este că deficitul economic al ciclului de viață este foarte înalt și această situație se datorează în primul rând nivelului scăzut al ocupației în Republica Moldova. Rata de ocupare pe parcursul de mai mulți ani se menține la un nivel de 40%, ceea ce în comparație, de exemplu, cu Suedia, cu cel mai înalt nivel al ocupării, la nivel de 80%, este de două ori mai puțin. Totodată, veniturile din muncă, salariile sunt foarte mici și, pe de altă parte, costul vieții în Republica Moldova este foarte înalt. În acest context se creează acest decalaj foarte mare dintre veniturile din muncă și consumul diferitor categorii de populație. Este evident că în această perspectivă pe care o avem, declinul continuu al populației și îmbătrânirea demografică rapidă, sunt necesare unele măsuri pentru atenuarea efectelor negative ale schimbărilor demografice. Dacă putem să spunem că în prezent toate institutele statului încă n-au trecut la politici care sunt adaptate la schimbările în structura populației. Estimările care sunt realizate de unele instituții internaționale arată că dacă nu vor fi adaptate politicile la schimbările demografice, în special la îmbătrânirea populației, deci datoriile statului pot să crească cu circa 30-50%. Deci este nevoie de a lua în considerare aceste schimbări demografice, de a analiza perspectivele de dezvoltare atât a pieței muncii, cât și a pieților financiare. Deci ceea ce vreau să subliniez, se accentuez că demografia are nevoie de implicare a economiștilor. Doar împreună putem să venim cu unele propuneri concrete pentru institutele de stat în ceea ce privește implementarea politicilor de atenuare a efectelor negative ale schimbărilor demografice. Vă mulțumesc pentru atenție! Următorul raport va fi prezentat de doamna profesor Valentina Vasile, director Institutului Național de Economie a Academiei Române, cu denumirea Construirea rezilienței economice versus perturbarea pieței muncii. Poftim, doamna Valentina Vasile. Mulțumesc! Stimată domnule rector, stimată domnule academician, stimată doamnă director, onorat auditoriu, mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră pentru a ne împărtăși rezultatele cercetărilor științifice pe care le desfășurăm, rezultate care privesc dezvoltarea economică a României, dar și nevoia de abordare interdisciplinară. Mă bucur că de fiecare dată, temele care sunt prezentate la conferințele dumneavoastră sunt teme provocatoare, exact cum ați prezentat dumneavoastră această problemă a transferurilor. Este foarte importantă dacă dorim să ne asigurăm echilibru pe termen lung a dezvoltării economice și să atingem în formele noastre specifice și obiectivele dezvoltării durabile. Ce doresc eu astăzi să împărtășesc cu dumneavoastră sunt câteva rezultate
ale unei cercetări în derulare în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române. Este o cercetare care este făcută în Departamentul de Cercetări pentru Dezvoltare Durabilă și, așa cum vedeți, colectivul de cercetători este mai larg. În afară de mine, avem ca și contributori la acest studiu doi cercetători cu experiență care sunt din institutul nostru, un colaborator extern din mediul universitar și de aici utilitatea și nevoia de a colabora cadre didactice și oameni din cercetare și, bineînțeles, avem și un junior, pentru că chiar dacă cercetarea și ocuparea în cercetare este o problemă, nu doar pentru noastră, dar și pentru România, trebuie să găsim instrumentele astfel încât să atragem tinerii pentru a lucra în cercetare. Știți și dumneavoastră că nu ideile ne lipsesc, nu inteligența nativă pe care noi românii în general o avem, dar restricțiile financiare sunt principalul element care determină această migrație a tinerilor către locuri de muncă plătite, ca să poată să satisfacă nevoile de consum, că tot vorbeam acum de consum pe perioada vieții și perioada vieții active de început a cei tineri pe piața muncii, aceștia au nevoie de resurse pentru a-și consolida familia, pentru a-și consolida dezvoltarea profesională și mai greu să realizeze acest lucru doar din cercetare. Deci, ca atare, avem o echipă mixtă și încercăm prin cercetările noastre să răspundem unor provocări conceptuale, fiind Institut de Economie Națională. Bineînțeles, obiectivul nostru principal este să vedem cum, ca stat național, putem să ne descurcăm într-o structură europeană integrativă, în care avem obiective de convergență, dar avem și responsabilități la nivel național. Chiar dacă suntem membri ai Uniunii Europene și directivele și strategiile de dezvoltare conduc către o anumită direcție a atingerii țintelor de dezvoltare durabilă, fiecare stat are în responsabilitate politicile naționale. Și din păcate, la capitolul politici naționale, de fiecare dată sunt foarte multe probleme, probleme în construcția acestor politici, pentru că trebuie adaptată specificului fiecărui stat și a structurii economice și a structurii sociale, dar pe de altă parte trebuie și implementată cu rezultate. Ce doresc eu să vă prezint în continuare sunt câteva elemente care să ajute componenta de dezvoltare a politicilor pentru a nu ne mai prinde nepregătiți în condițiile tumultoase ale dezvoltării viitoare ale societății și mai ales în această zonă geopolitică destul de bulversată în ultimul timp. Am pornit de la o temă care este în dezbatere de vreo două decenii în literatura de specialitate și anume reziliența economică. Așa cum știți și dumneavoastră, acest termen de reziliență economică, de reziliență în general, a apărut din științele exacte, din mecanică, fiind gândită ca abilitatea de a face față unui șoc și a reveni la situația inițială. Așa ne spun inginerii că asta este principiul general al rezilienței. După aceea mai avem o altă componentă, o altă abordare a rezilienței care este în domeniul sănătății și anume în psihiatrie, în care se spune că asigurarea rezilienței în psihiatrie înseamnă ca pacientul să fie compensat. Ce înseamnă din perspectiva noastră a celor care nu suntem de specialitate medicală? Înseamnă să găsim un asemenea echilibru al pacientului, astfel încât să poată să-și gestioneze problema și apoi să poată să fie integrat în societate.
Deci acestea au fost cele două, să spunem, direcții principale care au făcut ca ușor, ușor să se discute și despre reziliență în domeniul economic. Pot să spun că am participat la prima conferință națională pe domeniul rezilienței organizată în România undeva în anii 2011-2012 și apoi la al doilea congres al rezilienței, în care erau foarte clare ce înseamnă și care sunt mecanismele de promovare a rezilienței în alte domenii, dar în economie era o problemă destul de confuză și de dezbătut. Din păcate, ultimul deceniu de dezvoltare economică și socială ne-a învățat că trebuie să avem o viziune mai largă în ceea ce privește reziliența și că nu orice revenire la situația inițială este, poate fi considerată pentru economie și sustenabilă. De ce? Pentru că am avut experiența crizei economice din 2007-2009, o perioadă mai lungă pentru că fiecare stat și-a recunoscut că a intrat în criză într-un moment diferit. Și după aceea am avut și încă avem, dar se pare, toți sperăm că am terminat cu ea, criza COVID. Și întrebarea noastră a cercetătorilor a fost în ce măsură refacerea post-criză după criza financiară a implementat sau a generat mecanisme de reziliență în economia națională, în economia României, dacă lecțiile învățate le-am putut folosi pe un alt tip de criză, de data aceasta exogenă, criza COVID, și dacă este corect să mergem pe principiul general și pe teoria generală a rezilienței, așa cum o știm la fundamentele sale din inginerie, sau este cazul să ne creăm și să ne dezvoltăm propriul concept. Am, împreună cu colegii noștri, am făcut o analiză a factorilor care au generat crizele, apoi am făcut o analiză a ceea ce înseamnă să ne recuperăm economic și, în final, am încercat să facem o comparație statistică și econometrică a rezultatelor obținute, luând în calcul toate țările membre ale Uniunii Europene și intervalul de cercetare care cuprindea toată perioada, de la începutul primei crize financiare până în 2021 sau 2020, cât am avut datele disponibile în momentul în care am făcut prelucrările. Și, bineînțeles, rezultatele vi le prezint dumneavoastră acum ca și provocări pentru a gândi în viitor ce avem de făcut. Ce este important? Important este că după două crize destul de apropiate am ajuns în situația actuală în care nu mai vorbim de recuperare economică, ci vorbim de un alt normal, the new normal, așa cum literatura de specialitate o tot menționează. De asemenea, vorbim de echilibru, de refacere robustă, fiind gândită reziliență asociată cu refacere robustă, ceea ce înseamnă crearea unor mecanisme de echilibru, astfel încât să reducem riscurile, să reducem vulnerabilitățile. Și atunci am încercat să mergem să vedem dacă evoluția indicatorilor statistici ai statelor membre ale Uniunii Europene confirmă sau nu această abordare a noastră în care reziliența economică înseamnă mai mult. Înseamnă nu doar refacere, înseamnă robustețe, înseamnă mecanisme, crearea de mecanisme de avertizare, acel risk assessment și risk management, și înseamnă, în ultimă instanță, și redefinirea echilibrelor. Cu alte cuvinte, o schimbare a paradigmei dezvoltării economice, având în subsidiar nevoia de a fi pregătiți pentru viitoare crize și nevoia de a înțelege cum gestionăm în momentul de față, pe termen mediu și lung, aici este diferența, crizele suprapuse. Pentru că de fiecare dată
o criză, fie ea că a fost endogenă sau exogenă, a provocat foarte multe modificări în diversele componente ale dezvoltării economice și sociale. Criza financiară ne-a dus la criza economică, apoi s-a accentuat foarte mult și s-a prelungit criza pe piața muncii. Criza demografică a venit în completare și a accentuat deficitele de resurse de muncă, cu foarte multe efecte nefavorabile asupra inovării și a transformării digitale a economiei noastre, bineînțeles, în acest background general pe care îl gestionăm de mai mult de 3 decenii a dezvoltării verzi. Deci, suntem într-o situație din ce în ce mai complicată și atunci trebuie să găsim instrumente care nu să complice, ci care să creeze mecanisme de reducere a vulnerabilității economiilor naționale față de șocurile provocate de dezvoltare economică, socială, de securitate și toate celelalte șocuri pe care le trăim în momentul de față. Și, bineînțeles, în demersul nostru de clarificare metodologică și conceptuală, am ajuns la confirmarea că nu întotdeauna, dacă vrem să avem o dezvoltare rezilientă și o recuperare solidă a economiilor naționale după șocuri, trebuie să avem în vedere să renunțăm la sau să completăm teoria generală a profitului monetar, de care toți economiștii știu, prima dată la școală ni se predă tocmai teoria profitului monetar, și să mergem pe profitul social. De ce? Datorită faptului că de fiecare dată orice măsură de politică în domeniul creșterii economice poate să genereze, așa cum viața ne-a arătat, și externalități pozitive, acel profit monetar, dar creează destule externalități negative care sunt de domeniul social, cultural, comportamental. Și atunci este cazul să încercăm să evidențiem printr-o serie de măsurători modul în care trebuie gândită în momentul de față reziliența, care nu doar absoarbe și transformă, dar ne pregătește prin mecanisme economice pentru ceva să vină. Adică nu doar refacere și revenire, ci și redesigning, spun englezii, deci o reconsiderare, o restructurare a fundamentelor dezvoltării economice. Și bineînțeles, ca orice cercetare pe care o facem, am formulat câteva întrebări de cercetare. Prima, am vrut să vedem care sunt cauzele și factorii care ne duc la externalități negative, atâta timp cât politicile pe care le promovăm sunt politici de recuperare. Apoi am vrut să vedem în ce măsură și cum măsurăm vulnerabilitatea recuperării. Și aceasta ce înseamnă? Înseamnă că de fiecare dată ne confruntăm cu inechități, ne confruntăm cu decalaje, ne confruntăm cu vulnerabilități și ne confruntăm cu lipsa de soliditate pe termen mediu și lung a unora din măsurile care au fost inițial inițiate pentru a atenua efectele. Deci e cazul ca această măsură de atenuare a efectelor să nu fie doar ele exclusiviste, ci să fie asociate cu măsuri de gestionare a cauzelor. Pentru că, la fel ca și în medicină, tratăm o boală, dar tratăm simptomele. Din păcate, nu tratăm cauzele. Noi ar trebui în economie să încercăm să facem un echilibru în această măsură, iar politicile noastre imediate pentru gestionarea crizei și post-criză trebuie să aibă în principal fundamente ale rezilienței, adică tratarea cauzelor și a factorilor. Și, bineînțeles, ca urmare a acestor cercetări, să vedem dacă conceptul de reziliență economică se îmbogățește și cu ce se îmbogățește față de
conceptele folosite în alte domenii ale științei. În cercetarea noastră, care a început acum un an și ceva, am avut ca sprijin și un raport recent al OCDE-ului, în care se vorbea de responsabilitatea statelor în gestionarea propriilor probleme. Deci, integrare, spațiu comun, efort comun pentru a reveni după șocuri, dar până la urmă responsabilitate națională. Chiar și programele naționale de refacere, acel PNRR, de care se tot vorbește în toate statele Uniunii Europene, cadrul general este acceptat de către Uniunea Europeană, dar responsabilitatea implementării și responsabilitatea față de rezultatele obținute, a ceea ce americanii și englezii vorbesc de social accountability, nu responsibility, care este ceva mai profund, cu mai multe componente, dacă acest lucru se poate realiza și cine este responsabil pentru aceste efecte pozitive și negative deopotrivă. Și, bineînțeles, așa cum orice raport european prezintă și elementele favorabile și nefavorabile, am pornit de la cele două constatări că, pe de o parte, orice criză este un pas înainte pentru a face ceva mai bine și noi de fiecare dată, din păcate, măsurăm doar prin indicatori de genul productivitatea muncii, câștigul de productivitate. Apoi mai măsurăm recent și prin gradul de incorporare a progresului tehnologic, tehnic și tehnologic în procesele productive și în mediul de afaceri, dar realitatea ne-a dovedit că aceste eforturi dau efecte adverse în ce? În creșterea decalajelor sociale, în creșterea numărului celor care sunt în sărăcie relativă, nu absolută. Știți că unul din obiectivele de dezvoltare sustenabilă este reducerea numărului săracilor, dar se referă la săracii absoluți. Noi ar trebui să ne gândim ca economiști ce suntem asupra unor concepte de sărăcie în muncă, omul care muncește, produce venit, dar nu are suficiente venituri pentru a-și asigura consumurile așa cum ele sunt pe fiecare perioadă a vieții. Și de asemenea, tot acest raport european confirmă și faptul că avem efecte negative și cel mai important efect negativ pentru o țară precum România și probabil că și Moldova este importul de criză. De ce? Pentru că de fiecare dată noi am avut efecte produse de criză proprii țării noastre, dar am avut și efecte importate. Prin ce? Prin gradul de deschidere la export, prin comerț exterior, prin investiții străine, investiții directe străine care urmează politica țării mamă și a firmei mamă și, bineînțeles, prin această piață deschisă a circulației persoanelor, care înseamnă migrație. Dacă dumneavoastră aveți avantajul, hai să spunem între ghilimele, cu toate că doamna director ne-a explicat foarte clar care sunt efectele negative demografice ale migrației și aveți avantajul că ponderea remitențelor în PIB este substanțială și reprezintă o sursă bună ca să folosiți acele venituri, poate și doar pentru consumul gospodăriei, dar există motorul de cerere pentru produse și servicii. În România, cu toate că avem un contingent foarte mare de migranți, unii vorbesc de peste 4 milioane, alții spun de peste 5 și așa mai departe, ponderea remitențelor care vin în România, în PIB-ul României, este foarte mic, câteva procente, 3-4%. Deci, proporțiile sunt total diferite și motivația este că politicile noastre trebuie să se adapteze specificului național. Noi trebuie să ne atragem tinerii să rămână în țară, nu să-i lăsăm să plece,
și politicile ar trebui să fie adecvate, inclusiv din punct de vedere al venitului, dar nu numai atât. Pentru că libera circulație în cadrul Uniunii Europene face ca tinerii să migreze nu neapărat doar pentru venituri, ci să migreze și pentru o carieră profesională. Și atunci lucrurile se complică. Deci, pornind de la aceste elemente, mergem mai departe și am făcut o serie de analize bazate pe indicatori statistici, unii din ei mai noi, care au apărut la nivelul Eurostat. Primul grafic, Digital Intensity, la nivel de firmă, deci este intensitatea digitală al firmei, este un indicator recent promovat, cred că n-are mai mult de 6 luni, la nivelul bazei de date Eurostat, ne indică cât de pregătite sunt firmele pentru transformarea digitală. Atenție, nu digitizare, ci transformare digitală care are mai multe componente, cum sunteți economiști și cercetători, le știți, eu doar trec peste ele. Ceea ce este important, este foarte important să vedem că această intensitate digitală, graficul cu albastru, dumneavoastră îl vedeți, partea aceasta cu albastru reprezintă ponderea firmelor care au un nivel redus de digitalizare, de transformare digitală, în total firme în statul respectiv. Și dacă ne uităm pe margine și vedem care sunt aceste state în care marea majoritate a firmelor au deficit de intensitate digitală, vedeți și dumneavoastră că sunt legate de o serie de probleme mai vechi pe care le avem. Nivel de dezvoltare economică, structura activității industriale și așa mai departe. Care sunt țările avantajate din această perspectivă? Sunt acele țări care, le vedem pe partea cealaltă, care, potrivit graficului, au firme, au o pondere mai mare a firmelor cu intensitate digitală mare și foarte mare. Și se pune întrebarea logică, dar de ce este diferența asta atât de mare, atâta timp cât la nivelul țărilor mai slab dezvoltate din Uniunea Europeană este o largă deschidere către investiții străine directe. Nu pot aceste investiții să reducă acest decalaj, pentru că este foarte mare. Și aici se pune problema avantajului național și a obiectivului național, iar noi avem, din această perspectivă, import de tehnologie de nivel 2 și 3. Și atunci și ritmul nostru de digitalizare va fi mai redus, respectiv al statelor mai slab dezvoltate. O altă cercetare pe care am făcut-o ca să testăm dacă e cazul să gândim altfel reziliența, este legată de această preocupare a transformării digitale. De ce am luat-o pe aceasta și nu am luat economia verde, transformarea verde? Pentru că deja sunt 3-4 decenii de când ne tot luptăm. Nu știu ce facem, ca să ne transformăm, să devenim, să avem economie verde, să avem locuri de muncă verzi, cu toate problemele care apar de la acest lucru. Dar am zis că, având în vedere că noi am analizat comparativ evoluția indicatorilor statistici pe cele două crize, am zis să vedem ce se întâmplă din perspectiva digitalizării, având în vedere că s-a spus și s-a recunoscut de către specialiști că această criză COVID a grăbit transformarea digitală cu, unii spun 5 ani, alții spun 7 ani, cert este că a grăbit-o. Și ce este cel mai important, că după anul 2021 au apărut foarte multe studii în care spun, gata, revenim la ce a fost înainte. Iar alții spun, nu se mai poate să revenim la ce a fost înainte. Și de aceea am încercat să văd preocupările experților printr-un sistem de web scraping în Web of Science, ca să vedem care este tematica de interes a specialiștilor, pentru că dacă specialiștii nu-și asumă asemenea cercetări, atunci politicile, se spune că politicile sunt fundamentate de cercetări și de studii care să promoveze.
Fiecare știm ce se întâmplă în realitate, dar în calitate de cercetători suntem obligați să facem acest lucru. Și ce vedem? Vedem foarte clar, știu că este, vi se vede mic, dar important este să vedeți norișorii de culoare diferențiată, da? Deci aici, doar dacă băgăm Digital Transformation, avem 4 culori sau 4-5 culori predominante. Albastru, verde, roșu și aici amestecat. Ce este important? Este important că în această distribuție a interesului și a cercetărilor se vede clar că este nevoie de transformarea digitală a pieței muncii, transformarea digitală a locului de muncă, acea muncă hibridă. Este necesară progresul și tehnologia, pentru că nu poți să faci acest lucru dacă nu ai infuzie de tehnologie. Este necesară îmbrățișarea acelor forme tehnologice care îmbină avantajele ITC-ului cu progresul pe fiecare domeniu de prelucrare de știință. Și bineînțeles, trebuie să ținem seama și de componenta de educație și componenta de dezvoltare economică. Cu alte cuvinte, trebuie să regândim cum ne dezvoltăm economic. Nu doar să facem ce am făcut înainte, ci să încercăm să facem mai mult decât ce am făcut înainte, cu alte mecanisme și instrumente. Mergând mai departe, din nou, o diferențiere foarte importantă a interesului. Aici primul grafic este o analiză a efectelor crizei din 2009, mai în primul rând criza din 2009. Aici ne-am concentrat mai mult pe ce se întâmplă cu locurile de muncă ca urmare a celeilalte crize. Nivelele de interes și domeniile de interes, chiar dacă în general se păstrează gradul de accelerarea unor componente este diferit. Cu alte cuvinte, și dacă aplicăm asemenea analize, noi am făcut la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene prelucrări, dar dacă facem pe țări, diferențele sunt surprinzător de mari și chiar și în condițiile în care vorbim de două țări similare din punct de vedere a nivelului de dezvoltare economică. Mergem mai departe cu câteva elemente care să alimenteze această concluzie finală, dacă gândim bine ce înseamnă reziliența economică sau nu gândim. Am luat componenta de riscuri, da? Pentru că lecțiile învățate ale crizei financiare înseamnă să creăm mecanisme care să ne protejeze la viitoare crize. Nu neapărat de același gen, dar viitoare crize. Am învățat aceste lecții sau nu în criza pandemică. Și aici am făcut o ierarhie a unor situații, a unor riscuri care pot să apară și care o parte din ele au apărut și la criza financiară, o parte sunt specifice pentru criza pandemică. Ce este important? De fiecare dată tipul crizei îmi dă primele locuri deținute de acei factori de risc care sunt indisolubil legați de natura crizei. În cazul nostru este vorba de factorii exogeni, pentru că am pornit de la criză pandemică, iar sunt o serie de componente care se mențin indiferent de natura acelei crize care a apărut, indiferent de modul în care aceasta se manifestă și există mecanisme de recuperare, și anume elementele 7, 8, 9 și 10, care apar cu obstinență la toate categoriile de crize pe care le analizăm. Deci, de fiecare dată trebuie să gândim ce se întâmplă la nivel economic, pentru că orice modificare socială, sanitară, dă efecte în economie. Apoi să vedem ce facem cu resursele, pentru că economia nu se gestionează decât cu resurse, iar aici este vorba de toate categoriile de resurse, numai de resurse naturale, dar și resursa umană, care este o componentă importantă. Spunea cineva în glumiță la sfârșitul secolului trecut, dacă secolul 21
vrem să ne diferențiem din perspectiva performanței economice, trebuie să ne gândim la resursa umană și avantajele comparative ale deținerii de capital uman și capital intelectual și mai puțin de partea de progres al tehnologiilor, pentru că generațiile tehnologice se succed mai rapid și se apropie între țări și atunci diferențele de competitivitate vor fi date de calitatea capitalului uman. Și acum, doar la final, câteva lucruri care să justifice tot ce am vorbit eu până acum. În primul rând, o abordare statistică și apoi câteva elemente de abordare econometrică. Am luat toate țările Uniunii Europene, am aplicat o analiză statistică simplă a evoluției unor indicatori și apoi să vedeți comportamentele diferite ale țărilor după câțiva indicatori. Să știți că eu v-am prezentat doar 5 indicatori, pentru că altfel era greu de văzut pe grafic și nici nu am timpul necesar ca să detaliem mai mult. În primul rând, dacă am luat pe de o parte indicatori de specifici, să zicem, performanțe economice, măsurați în PIB per capita, pondere față de media Uniunii Europene, deci nu am luat valoare absolută, pentru că atunci cum comparăm Malta cu Germania? Nu are rost din punct de vedere al PIB-ului total. Și am luat rata ocupării. De ce? Pentru că o să vedeți și dumneavoastră că statele dezvoltate ale lumii au rată a ocupării salariale foarte ridicată și se bazează nu atât pe micro-întreprinderi și IMM-uri, ci pe unități de producție integrate pe lanțul valoric. Și atunci lucrurile se schimbă, se abordează altfel politica de recuperare economică. Aceasta pe de o parte și apoi am luat o serie de indicatori care țin de piața muncii și acești indicatori se referă la rata NEET, rata șomajului și rata locurilor de muncă vacante. Dacă vă vedeți la nivelul Uniunii Europene, se spune că cele două crize nu au zguduit foarte mult sistemul dacă ne gândim la nivelul unor intervale de timp mari. Și că lucrurile sunt relativ omogene. Dar dacă începem să discutăm la nivel de stat membru al Uniunii Europene, o să vedem diferențe foarte mari. În primul rând, primele șocuri sunt că avem state precum Luxemburg și Irlanda, în care, vedeți și dumneavoastră, PIB-ul este mult mai ridicat decât media și comportamentele din perspectiva indicatorilor de piața muncii sunt modeste. De ce? Au confortul puterii economice și atunci politicile de gestiune a efectelor, și aici vorbesc în spiritul acela de profit social, deci efectele în piață, atragerea tinerilor, restructurarea economică prin rata locurilor de muncă vacante și șomajul ca factor de echilibru a pieții muncii, vedeți că evoluțiile sunt modeste. Acestea sunt excepțiile. Haideți să vedem la altă grupă de state. Aici am luat țările care au un anume confort economic. Sunt țări care se apropie și din punct de vedere, și intervine acum o altă variabilă, modelul social care se practică în statul respectiv. Știți și dumneavoastră că la nivelul Uniunii Europene avem 5 modele sociale care sunt predominante, pornind de la vechiul model continental al țărilor nordice, în care grija statului față de cetățeni este importantă, până la modelul liberal al fostei membre UK, în care mediul de afaceri este cel care te protejează dacă te implici. Apoi avem și modelul social al țărilor mediteraneene, avem și modelul social al țărilor în tranziție, care de fapt este o grupă a țărilor în tranziție care încă nu și-au definit foarte bine modelul social. De ce este foarte important acest lucru? În funcție de modelul social, gândim politica de transferuri. În funcție de modelul social, gândim politica de
susținere a independenței și dezvoltării umane, individuale și a gospodăriei pe bază de venituri, din salarii sau din alte componente de venituri. Și vedeți și dumneavoastră că aici aceste state au o evoluție mult mai puternică și diferențiată față de celelalte țări pe care vi le-am adresat acum și este evident că diferențele sunt mai mari față de situația medie la nivel european. Ceea ce este important pentru toate țările, criza financiară a produs modificări, dar vedeți și dumneavoastră, indicatorii nu-și revin. Deci sunt țări care nici măcar acum, după atâția ani, nu și-au revenit, cum se spune, în ceea ce privește rata ocupării, rata ocupării salariale. Și atunci ce înseamnă? Este un element negativ? Sau acest nou normal presupune altceva? Nu cumva presupune o altă paradigmă a dezvoltării și alte modele în care să folosim potențialul resurselor de care dispunem. Mergem mai departe, o altă grupă de state, statele dezvoltate, care au și ele acele modele sociale care sunt confortabile pentru cetățenii lor, în care vedem foarte bine că problemele și efectele sunt ciclice, uitați-vă la Finlanda, la Suedia, dar nu foarte importante. Este vorba și la fel și la Austria, deci prima parte a graficului mi-arată ce s-a întâmplat în criza 2007-2009 și post, a doua ce ni s-a întâmplat în pandemie sau în prepandemie și, bineînțeles, cu diferențele existente pe state, care nu se pot analiza strict din perspectiva teoriei convergenței, ci trebuie să luăm în considerare un factor multipli. Și aceștia sunt structura dezvoltării economice, performanța economică exprimată poate prin productivitatea socială a muncii și, bineînțeles, trebuie să luăm rata NIT și rata NIT și rata locurilor de muncă vacante ca motorul care îmi schimbă mie și îmi reîmprospătează economia, mi-o adaptează la nevoile prezente și viitoare. Și avem ultima grupă de state, cei mai slăbuți, dezvoltați, și vedeți aici, graficul arată convulsii mai pronunțate. Suntem emergenți, dorim să ne integrăm, dar problemele pe care le gestionăm post-criză sunt mult mai grave decât la ceilalți. De ce? Pentru că avem și o componentă de import de criză. Aici, de asemenea, v-am prezentat o serie de țări din cele noi membre care au o situație mai favorabilă, sunt cele care sunt mai aproape de perspectiva țărilor din primul eșalon de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene, unde, din nou, convulsiile sunt mai ușor absorbite de către economie. Ca urmare a cercetării, bine, cercetarea e mult mai extinsă, eu aici am vrut doar să vă șochez așa cu câteva diferențe între state, ne-a evidențiat o serie de factori care sunt determinanți în a gândi reziliența și a justifica de ce sunt acele diferențe între țări. În primul rând, specializarea economică. Avem industrie, nu avem industrie. Ce domenii sunt prioritare? Cum ne folosim resursele naturale, minerale și resursele de capital uman? Apoi, modelul social, v-am spus că este important. Politicile publice, cât sunt de eficiente? Avem o bună guvernare sau nu? Bună guvernare nu gândită în crearea mecanismelor, pentru că la nivelul Uniunii Europene se promovează o serie de mecanisme comune, dar bună guvernare prin efecte. Și aici lucrurile se complică. Apoi, mediul de afaceri și gradul de deschidere către piața internațională, care se face prin investiții străine directe și prin comerțul exterior. Deci acești factori sunt factorii care permanent, indiferent de tipul de criză, ar trebui să îi avem în vedere ca să creăm mecanisme de reziliență economică. Și pornind acum pe partea de analiză econometrică, pentru că am văzut că din punct de vedere statistic fiecare țară este cu propria evoluție, am încercat să găsim
o serie de elemente care să-mi grupeze țările. Și prin o serie de teste și un ACP, am pe indicatorii principali, am ajuns la gruparea statelor membre ale Uniunii Europene în trei, și anume acele țări care sunt cu probleme, mai la nivel, cu un nivel de dezvoltare mai redus, bineînțeles performării Europei, și cei care sunt de mijloc. Și aceasta a fost o primă, la acest tip de analiză o să vă arăt doar câteva rezultate, și pe de altă parte am considerat că este necesar să ținem seama că provocările și crizele actuale te duc la nevoia schimbării mediului de afaceri și la adaptare. Și atunci am considerat că rata locurilor de muncă vacante îmi arată mie tumultul în transformarea societății. Tumultul în transformare verde, în economie verde, în economie digitală și, bineînțeles, în a ne pregăti prin politici de risk assessment pentru a face față șocurilor viitoare. Și am luat, din păcate aici, nu am putut să facem analiza la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene din lipsa datelor statistice. Și vrând nevrând, ne-am restrâns cercetarea la 17 țări care au acest indicator, rata locurilor de muncă vacante. Aici, foarte sintetic, vă dau rezultatele pe care le-am obținut și măsura în care aceste rezultate se regăsesc în evoluțiile ulterioare. Aici, din punct de vedere al rigurozității de cercetare, v-am prezentat și sursa de date, de unde le-am luat, ce am luat, ce am folosit, ca să se creeze acea comparabilitate și omogenitate a datelor, și aici principalele rezultate pe grupe de țări și, în final, acea cercetare făcută la nivelul celor 17 state. Care au fost rezultatele? Rezultatele aparent sunt surprinzătoare dacă gândim doar la nivelul unui expert în sistem bancar, piață financiară sau mediu de afaceri. Dar ele se repercutează asupra resurselor și a modului în care le gestionăm. Și atunci am analizat la nivelul ocupării, la nivelul NEET și a gradului de deschidere a economiei. Cu alte cuvinte, cât de mult ne deschidem într-o Europa integrată, cât de mult ne deschidem într-o economie globalizată, dacă cumva acele comentarii referitoare la renunțarea la globalizare sunt bune sau nu, și în ce măsură are statul național responsabilitatea pentru implementarea politicilor. Și, bineînțeles, am tras câteva concluzii din diverse puncte de vedere, și anume, prima dată am mers de la conceptul general al limitelor sau oportunităților, fiecare le gândește, pe care le oferă globalizarea și cum se schimbă lumea muncii. Deci avem mai mare instabilitate pe piața muncii, avem mai mare instabilitate și vulnerabilitate a parcursului profesional pe viața activă, avem o asimetrie puternică educațională și de competențe, ceea ce înseamnă rolul universităților și a învățământului secundar este fundamental în pregătirea pentru piața muncii, pentru că tinerii noștri, dacă ies pe piața muncii și sunt analfabeți funcționali, e firesc atunci să-i vedem că se duc către migrație, doar către venituri și bunăstarea pe termen scurt. De asemenea, avem o componentă foarte importantă care capătă valoare la nivelul de companie, și anume comportamentul salariatului la locul de muncă. Modelul istoric, tradițional al japonezilor, mai este valabil sau nu?
acel atașament, acea participare a salariatului din firmele japoneze la progresul și prosperitatea firmei este ceva doar istoric? Sau putem să regândim modul în care adaptăm la situația actuală acest model care la momentul respectiv, în situație deosebit de dificilă a Japoniei, s-a dovedit de succes? Și, bineînțeles, avem elemente de incluziune. Deci acele decalaje generate de creșterea și dezvoltarea din ultimele două decenii, acele decalaje în creștere, trebuie să le gestionăm. De ce? Avem nevoie de incluziune financiară, avem nevoie de incluziune socială, avem nevoie de incluziune digitală. Fără ea nu avem mecanismele ca să putem funcționa corespunzător obligațiilor pe care le avem în dezvoltarea noastră, a societății și a mediului de afaceri în care activăm. Iar acum, pornind de la analiza pe care am făcut-o noi și având în vedere schema făcută de OCDE în anul 2021 la raport, am vrut să vedem câtă dreptate sau cât am greșit în cercetările noastre. Și am ajuns la următoarele componente. Eu v-am dat această schemă tocmai ca să vedeți de unde am plecat noi și unde am ajuns și în ce măsură există consonanță cu ceea ce prevede prin acest raport și stabilește ca posibile direcții de acțiune această organizație care se pare că încă va deține un rol important în dezvoltarea economică globală. În primul rând, înseamnă că reziliența este nu doar revenire, ci înseamnă identificarea riscurilor, gestionarea riscurilor. În economie va trebui să creăm o serie de instrumente sau politici care să fie avertizori ale unor dezechilibre. Pentru că altfel nu putem să creăm reziliență. Al doilea element, de fiecare dată revenirea nu se poate face pe același parcurs. Nu este ca în chimie când o sare și o bază, când un acid și o bază dă sare de fiecare dată, că așa prevede principiul general al vieții pe care trăim. Este în economie, de fiecare dată trebuie să ne gândim că recuperarea înseamnă cu totul altceva. Să ne reinventăm, dar respectând regulile fundamentale și anume mediul de afaceri, folosirea resurselor, eficiență economică și bunăstare socială. Da. Pentru că obiectivele dezvoltării durabile la orizontul 2020 înseamnă dezvoltare pentru toți. Asta este argumentul și este foarte bine fundamentat prin nevoia de a reduce decalajele. Un alt element foarte important este că reinventarea noastră trebuie să fie făcută cu sprijinul și la inițiativa și folosind potențialul tinerilor. Cu alte cuvinte, politicile adresate tinerilor nu sunt doar de protecție socială acestora pe perioadele de vulnerabilitate a lipsei de independență economică, ci înseamnă crearea argumentelor ca aceștia să contribuie activ la progresul și la reînnoirea mediului de afaceri. Și, bineînțeles, următorul lucru îl reprezintă performanța la locul de muncă. Performanța la locul de muncă care este gândită pentru toate grupele de forță de muncă, de salariați și aceasta este gândită în ideea de îmbrățișare și utilizare a progresului tehnologic, ceea ce morala este că după pandemie nu revenim în totalitate la ce a fost înainte, ci trebuie să luăm lucrurile bune de acolo și să le folosim, adică munca hibridă, comunicarea, educația hibridă și în sistem și, în final, trebuie să ținem seama de nevoile pentru dezvoltarea viitoare și acesta este ultimul slide și anume
trebuie să avem o strategie smart pentru dezvoltare economică, apoi trebuie să avem o reformare a sistemului de educație, sper ca domnul rector să fie de acord cu mine, în ceea ce privește curricula și relația dintre educația universitară și nevoile pieții muncii. Apoi, ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră acum, legătura mai strânsă dintre educație și cercetare. Pentru că și eu, la rândul meu, sunt și cercetător, dar să știți că n-am stat departe de catedră, pentru că am constatat că mi este utilă. Îmi este mie utilă, ca cercetător, dar este utilă și studenților mei, pentru că îi pun în fața provocărilor, problemelor economice actuale în sistemul de predare. Și, bineînțeles, trebuie să găsim un model de ocupare care să fie mai flexibil, dar mai puțin vulnerabil. Și acestea sunt destul de multe provocări. Morala, reziliența în economie, este un concept în dezvoltare, un concept care presupune destule componente de inovare și un concept care trebuie să se plieze pe două paliere separate. O serie de mecanisme care îmi creează mie supraviețuirea sistemului și efectele de răspuns imediat la criză, care sunt bazate pe early warning și măsuri imediate, și o componentă care să aibă viziune de transformare a societății și a lumii muncii, astfel încât să muncim în favoarea și pentru bunăstarea noastră a tuturor. Cam atât. Deci, noi economiștii avem o sarcină dificilă. Toată lumea spune că economia e foarte ușoară. Am auzit juriști spunând că problemele nu sunt atât de grave. Am auzit ingineri care spuneau, dar ce, economia o gestionăm? Am auzit medici care au spus că toată lumea știe să facă economia sectorului de sănătate și trăim zilele de astăzi cu provocările de astăzi. Noi, economiștii, ar trebui să găsim un echilibru și să rezolvăm această problemă, iar cercetătorii, alături de cadrele didactice, trebuie să fie promotorii schimbării. Mulțumesc! Mulțumim, doamna profesor, pentru acest raport foarte interesant, reziliența economică în prezent în Republica Moldova, tot este acel cadru la care se face referință, reziliența economică, reziliența demografică, dumneavoastră ați ridicat foarte importante aspecte care trebuie să fie luate în considerare când se aplică acest concept. Vă mulțumim și avem încă un raport în cadrul sesiunii plenare. Este vorba de colega noastră din Ucraina, doctor habilitat în economie Victoria Blizniuc, de la Institutul de Economie și Prognozare a Academiei Naționale de Științe din Ucraina. Eu vă rog... Avem o înregistrare din partea ei, deci raportul care urma să fie prezentat a avut denumirea Social Quality as a Theoretical Framework for Socioeconomic Development in the Post-War Space of Ukraine. Президента результатели чертите стоило привент дезвултария политичий дестат он экономия постбелика Украине. The topic of my report, social quality as a theoretical framework, social economy development, case of Ukraine. Ukraine and the countries of the European continent faced significant humanitarian, social and environmental problems caused by the implementation of plans of the World Vision. The fine line and hybridity of the concept of peace and war,
prove that the solution lies not only in the socio-economic plane and financial support, but also in the field of socio-cultural dimension and transfer dimension. We understand that among the factors of economic growth and institutional development, socialization process are the main ones for the focus of state policy in post-war Ukraine should be shifted to social policy priorities. At the same time, and a very influential exogenous factor will be interaction with global actors. And all issues related to the acquisition of European Union membership. Therefore, the state policy of post-war Ukraine should be brought into line with the principle of the scientific concept of social quality, the effective implementation of which has the effect of improving social conditions and accelerating the social progress of countries. It is clear that under the condition of the post-war recovery of Ukraine, it will be almost impossible to effectively apply all approaches, principles, tools, indicators of the concept of social quality created for peacetime Europe. This requires the transformation and adaptation of classical international approaches of social quality to the conditions of the post-war Ukraine. They will have to be introduced into the domestic system of public administration, taking into account all the consequences of the war. The scientific concept of social quality was formed at the end of the 20th century and is based on the characteristic principle of the social peace, social equality and justice, social well-being and the quality of the life of the population. Institutionally, this concept is an element of such European Union strategic domestic strategic documents as the Charter of the Community on the Fundamental Social Rights of Workers, the Agreement on the Social Policy of the European Union, the White and Green Paper of the European Union on Social Policy, and the European Social Charter. Currently, this concept is the ideology of state management of social development in the European Union. The formation of the concept of social quality was due to the fact that the model of the welfare state began to transform under the influence of the rapid liberalization of the global economy already in the 1990s. The change in the role of the state in the economy of the European Union and the reduction of its social obligation did not satisfy the demands of citizens of European countries regarding the level and quality of life, social support and protection. The answer was the implementation of the social quality approach in European social policy, which involves the participation of citizens in the social and economic life of society in order to increase their own well-being, expand opportunities and personal potential. Implementation of the concept of social quality of post-war socio-economics should take into account the conditions and factors in the which society function and should include all actors of the state administration, including both civil society subjects and the personal potential of citizens. In the condition of the post-war situation, this is extremely important because in the condition of the conflict, there is a significant loss of opportunities to support the individual's potential,
including the loss of access to source of information, means of carry out activities related to the use of equipment, technologies, material resource, as well as professional education and professional development. The main goal of the state policy of social quality is to ensure a high quality of life and social quality of society, which implies a high level of human and social capital, social cohesion and inclusion, broad social opportunities of citizens, in particular those implemented with the help of social institutions, the use of mechanism of social elevators, public associations, social networks, information, communication and social technologies, etc. The concept of social quality traditionally covers four areas of the main dimension of social dynamics: socio-economic and financial, socio-politic and legal, socio-ecological and socio-cultural, and so forth. The formation of social quality occurs under the combined influence of three groups of factors representing the relevant principles of social quality, namely constitutional factors, which relate to personal security and social recognition, conditional factors, representing the socio-economic conditions in which people live, and regulatory factors, also operated at the level of society. Over the past two or three years, the state of achieving the sustainable development goals has mostly worsened, and the risk of non-fulfillment of the commitment made by national governments has increased. This can be explained by the unfolding of the cascade of global crises that threaten humanity, the COVID-19 pandemic, climate change, and large-scale military conflicts in the world, including the war in Ukraine. This global cascading crises are causing extremely serious and large-scale long-term problems, negatively impacting the global areas of food and nutrition, health, education, environment, peace and security, and affects all of the sustainable development goals. The international established framework for creating more sustainable, peaceful, equal, and socially just society. Moreover, each of the cascading crises gives rise to a number of accompanying and subsequent crisis phenomena, narrowing the prospects for ensuring the social quality of human and social development. Thus, Russia's large-scale armed aggression against Ukraine led to the unfolding of whole series of regional and global crises: migration, price, trade, and security. Each of these crises will have several social consequences, especially for the most vulnerable sector of the population, which requires an appropriate response and at all levels of government. At the global level, consideration to the current world cascading crisis requires improvement of the international financial architecture, stimulation of large-scale socio-economic transformation, renewal of the social contract, as well as investment in the development of data systems. At the state level, it is considered necessary, first of all, to support the institutional and financial stability of the national social protection system of the population, as well as the activation of state policy in the field of employment and national labor market.
It is significant that Ukraine made efforts in both these directions, and this made it possible to mitigate social shocks, support domestic business, and prevent a critical collapse of the labor market. In our opinion, the post-war employment policy in Ukraine should be based on the principles of the concept of social quality and should be bipolar and focus on both the domestic segment and the foreign one, where forced migrants may have gotten new jobs. In the domestic labor market, despite its significant gaps, imbalances, and huge losses caused by the war, it is necessary to create proper conditions for international mobility in all the above mentioned segments. Obviously, during the recovery period, there will be a demand for work related to overcoming the consequences of the destruction in the economy, consisting in the reconstruction of territorial facilities and houses. This would require a relocation of the workforce. At the same time, the revival must take place on a new basis, which will create a need of new knowledge and skills. In parallel, it is necessary to carry out a restructuring of the economy with the corresponding transformation in the labor market. The policy of social quality can be one of the most important mechanism of interaction between the state, business, and institutions of civil society in the conditions of socio-economic revival after the war, focused on the prospect of building Ukraine as a general welfare state. At the same time, the concept of social quality adopted in the European Union in the conditions of the post-war reconstruction of Ukraine requires transformation and adaptation, taking into account of the devastating consequences of the war, including the drastic deterioration of the social quality of life of citizens, the loss of human capital, and the inhibition of the social development of the state. The social contract should be revised in order to find a reasonable balance between two priorities: the elimination of threats of external aggression and the restoration of the national socio-economic space on the basis of sustainable inclusive development. Therefore, after the end of the war, the urgent task will be the long-term guarantee of not only military, but also social and demographic security, which in particular will require the updating of the national strategy of human development and its harmonization with the processes of reconstructive restoration of the socio-economic sphere, and the formation of a policy of social quality, taking into account the consequences of the war and post-war resource capabilities of the state, focused on achieving the goal of sustainable inclusive development of Ukraine and convergence with European Union countries. Thank you for attention. Înțelegem că scalarea situației nu a permis doamnei Victoria Pliznyuk să se conecteze, dar dumnei a reușit să înregistreze acest scurt video. O mulțumim și dorim pace la toți. Acum, practic toate
rapoartele care au fost planificate pentru ședința plenară au fost prezentate. Aduc sincere mulțumiri tuturor participanților. Vă dorim multă sănătate, succese în muncă de cercetare și activități practice. Acum anunț o pauză pentru coffee break până la ora 13 și după ora 13 se vor începe lucrările în cadrul sistemului.